Primarul Constantin Toma a anunțat zilele trecute că nu va putea suporta o subvenție a prețului gigacaloriei din bugetul local, în condițiile în care aceasta nu se va acorda de la guvern. Directorul RAM susține însă că există o hotărâre de Consiliul Local care reglementează acest lucru, însă nu se știe ce se va întâmpla până la iarnă. Din punct de vedere al alocării subvenției, deci nu pot să spun că prețul va rămâne 230 sau nu, pentru că noi nu avem nicio putere în a controla acest preț, deci este apanajul unității administrativ-teritoriale. Am înțeles că ar exista varianta ca această subvenție să fie transformată în niște ajutoare locale, dar asta nu depinde de RAM. Deci noi vom pune în aplicare hotărârea Consiliului Local și așa vom factura. Normal că nu puteți interveni. În momentul ăsta, hotărârea Consiliului Local este de a factura cu 230 de lei, deci asta înseamnă subvenții. Dacă până la acest moment nu se cunoaște prețul gigacaloriei facturat către populație, cert este numărul abonaților care au ales să plece de la regia autonomă municipală. Numai în acest an s-au depus 700 de cereri de debranșare. Branșate au fost 34.500 de apartamente. Anul trecut aveam 13.500. Estimăm că în iarna 2018-2019 vor rămâne 12.500 de apartamente. Asta înseamnă în jur de 40.000 de persoane care vor trăi în aceste apartamente. În trecut, primarul Toma a anunțat că intenționează să racordeze școlile la centrale, iar pentru încălzirea populației spunea că ar exista varianta unui ajutor de la bugetul local pentru achiziționarea de centrale. Deocamdată, soluțiile propuse au rămas la stadiul de intenție.